Stimate gazde, primiți urătorii! Roata în brazdă, măi, flăcări! Bună seara, gospodari, și noroc la vechi plugari! Gospodari și gospodine și voi tineri copile, dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră! Dați-vă lângă perdele și ascultați vorbele mele! Din Moldova lui Ștefan, noi în fiecare an ne pornim cu plugușorul să urăm la tot poporul! Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a brăzda de la casa ura! Iarna-i grea, o mătui mare, semne bune anulare, semne bune de belșug pentru brazda de sub plug! Doamne, binecuvântează gazda care se urează, plugușor cu patru boi, plugușor mâna de noi. Anul ăsta care vine să ne auzim numai de bine, sănătate și mulți bani, la anul și la mulți ani. La urechii clopoței, la chișoare zurgălei, roata-n brazdă, măi, flăcăi! S-o sculaba de-a Vasile într-o joi de dimineață. Iochi negri s-o spălat, cheia în mână o apucat și la grază o alergat. Și-o scos un cal, negru ca corbul, iute ca focul. Ei, de avans și era, 12 mahalajei nu-l puteau ținea. Lui în stânga i s-a dat, pe el a încălecat și la târg a alergat. De trei ori l-a conjurat, prispit de greu mână-o luat și acasă a alergat. Hai aleie, măi femeie, pâinea noastră arsă încheie. Băși bărbații blestemate, te-a dat Dumnezeu un vânt, pâinea noastră la pământ. Te-a dat Dumnezeu un soare, pâinea noastră închișoare. Te-a dat Dumnezeu ploiță, pâinea noastră încăchiță. Ei, roata-n brazdă, măi flăcăi! Hei! De bună vreme, bun găsit, a dat Domnul și-a venit. N-am venit să batem gura, ca să-i spunem urătura. Cât de ură pârlițanul, îți va merge în plin tătanul. Numai dacă îi dai și banul. Mult nu stați și vă mirați și din zurgălei sunați. Să se audă peste băi cum strigăm odată. Dar ia opriți boii aici și pocniți vârtozii mici. Că am ajuns la gospodari, nu simpli, dar cei mai mari. Greu i-am găsit câți camrari. Și-am adus în astă case mult belșug și vorba leasă. Și-am adus porul la pâinii de la holdele de grâni. Anul nou ca să vă fie început de veselie și ca să fiți împliniți, am ghicit ce vă doriți. Băi că așa e moldovan, și-au mai tare îi place banul. Așa dar, dragi gospodari, să aveți euri și dolari, să nu-mi cap în buzunar. Băi, cogonele, castraveți, ia mă îndemnați, băieți! Nu grăbiți cu urătura, că și eu de gheț în gura, fiindcă așa la noi în sat. Ei, dacă uri, apiezi bărbat. Ei, de-ntorcându-mă la drum, ascultați ce să vă spun. Anul care va să vină, probabil nu va fi unul de lumină. Căci șobolanul pe pământ, măi, nu prea înțelegi din cuvânt și mănâncă de la fiecare și mănâncă și are. Salariile vor urca, prețurile vor scădea, se va ieftini benzina, vinul, berea și lumina. Ei, și medicamentele toate vor fi poate compensate. Ei, am trăit și-o vedea, dar cât în țara asta mai sta, bată vor pe toți căldura, mâncarea și băutura, iar nouă dați colacul, după obicei, pisacul. Căci boii ne-s pregătiți, plecăm și la alți înstiți. Dar la anul când venim, sănătoși să vă găsim, avutul să vă sporiți, într-un mulți am fericiți. Ei, toți cercei și clopoței, roata, măi! În seara lui Vasile Sfântul mi-a luat căciuna vântul și a dus-o sus pe casă, tocmai aici la dumneavoastră. Și venind după căciulă, să vă spun și urătura. Bună seara, gospodari, gospodari și gospodine și voi tinere copile. Am venit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizitez din nou ca în seara de anul nou. Patru în mână ține sacul, doi în prag aștept colacul. Dar eu mai șmecher nițel,
ține în mână un clopoțel și spunând minciuni și glume ca să fiu pe plac la lume. Dar are o fată moșocheță, cu palton și cu rocheță. Vinde oala cu smântână ca să-i cumpre ceas la mână. Vinde scroapa din coteț ca să-i facă părul cresc. La ureche clopoței, la picioare zurgălăi, ia mai mânați, măi! Băiesc prin șură, dă la cada cu curechi, dă drag scroapa de urechi, oa de urmă, hoțoman, ați gălări cât la șobagă, susuman! Și-ai furat găină! Păi n-am furat că n-am putut, oa și m-a prins și m-a bătut, e și ne-a dat doi pumni în gură, de zburam prin arătură! Dă-i la porcul de gât! Păi n-am putut, că m-a părât, pe-ați vecinii din mahală, de umblam nebun pe afară! Ei, dar pentru asta, măi flăcăi, mai lăsați-vă în călcăi și strigați cu toții! Hei! Aho, aho, copii și frați! Stați puțin și rumânați și cuvântul neascultați! Am venit la dumneavoastră cu vestea cea mai frumoasă! Ei, iată anul nou că vine, vă urăm numai de bine! De noroc, de sănătate, să aveți în cană mere și lapte, nuci și pâine și cărniță, băieței, dar și fetițe. Ei, casă mari cu gospodari și cu oameni meșteri mari, care au copii cu minți, care joacă în opinci. Sunt și fete tinerele și neveste ochioșele și tineri veseli mereu care te ajută la greu. Ei, roata în brațe, măi, flăcăi! Hei! Sănătate nouă, sănătate vouă! Să vă ningă, să vă plouă, să vă picure cu rouă! Soarele să vă încălzească, luna să vă uclotească! Pământul să vă rodească, vitele să vă mulțească! Copiii sănătoși să vă crească! Să fiți bogați, să aveți surori și frați! De neamul să fiți înconjurați! Să vă încrătească norocul, ca sămânța busuiocul, la tăt patul și tăt locul. Fericire, viață lungă, bani în cont și bani în pungă, de toate și pentru toate să vă ajungă. Fericiți cu veselie, tot de acum până în vecie. Ia mai mânați, măi! Aho, aho, raz de oi, cam ajuns și la canalul 2. Iar uratul vine acum pentru cea mai tare televiziune și pentru cea mai tare emisiune. Fiecare moldovean, fie de la oraș, fie de la sat, nu așteaptă cu mare drag această emisiune. Pentru tot colectivul domnișoarei Lulu, urați, măi, făcări! Măi ura, dar mă tem că a zăra. Și noi nu suntem de aici colea, suntem de la Ciuca Buca, unde se face măliga cătnuca și-o păzesc 12 și cu mășuca. Băi, când am dat să iau o bucată, m-a pălit cu o lopată și m-a trezit din lumea cealaltă. Când am dat să iau o chișcătură, m-a pălit cu o chișcătură din o sărită zință din gură. Păi nu ne era de dinți, dar ne era de cășulă, cășulă din el tarcat, de când tata s-a surat. Păi piste dealuri, piste băi, măi lăsați-vă în călcăi și opriți plugul, măi flăcăi. Aho, aho, la anul și la mulți, mulți ani. Așa să fie! Alături de voi, cei de acasă, alături de noi, echipa Vorbelor Bune a fost ceata de urători de la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din Pârlița. Vă mulțumim, flăcăilor! Voi, atâtea versuri ați învățat! Bravo vouă! Vă mulțumim și pentru drumul făcut ca să ajungeți aici în platou. Vă dorim un an nou fericit și bacalaureatul luat cu 10. Sunteți a 12? Da. Așa, așa că noi, echipa Vorbelor Bune, vă țin pumnii. Noi avem pentru voi daruri, ele sunt în culise, pentru că știm, așa se întâmpină urătorii, colaci neapărat, trebuie să fie pe masă.